Salutare tuturor! Dacă e început de săptămână, ne întâlnim din nou la Play. Nu știu dacă ați fost cu minți, dar cu siguranță ascultător de muzică bună ați fost. Așa că vă invit să ne pregătim împreună ghetuțele pentru Moș Nicolae. Nu știu nici ce cadouri vă doriți, însă vă asigur că muzica e un dar. Este prezentă în aproape toate culturile de ieri și de astăzi. Ea dă glas bucuriei și tristeții noastre. Reușește să vorbească minții și inimii deopotrivă. Sunt Anca Medeleanu, invitația mea este Let's Play! Astăzi la Play vorbim despre Anca Parghel, îndrăgita cântăreață și profesoară de jazz. Vocea sa a fost comparată de critici cu cea a Mariei Cala sau a Ella Fitzgerald. Oh, yesterday came suddenly. La Playlist ne întâlnim cu doi dintre membrii trupei Idiot, prima și singura trupă de improvizație teatrală din Moldova, pe cale de consecință și cea mai bună. Aflăm de la ei care sunt melodiile care însoțesc în neastâmpărul lor creativ. Trupa Byron a sărbătorit 15 ani de la lansarea albumului de debut Forbidden Drama și la Iași, printr-un concert la care am ajuns și noi. În spatele cântecelor lor sunt artiștii, oamenii talentați și frumoși. Iesem că se apropie Crăciunul, pentru că melodia All I Want For Christmas Is You, interpretată de Mariah Carey, a reintrat în topul Billboard. Piesa lansată în 1994 este în fiecare an în clasamente în perioada sărbătorilor de iarnă. În 2019, Guinness World Records a declarat All I Want For Christmas Is You cel mai bine clasat cântec pentru sărbători în topul Billboard Hot 100 al unui artist solo. Melodia a fost scrisă de Mariah Carey în doar 15 minute, însă artista nu-și dorea să o înregistreze, considerând că acest gen de piesă face parte din repertoriul artiștilor mai în vârstă. A înregistrat totuși cântecul în luna august și și-a decorat studioul pentru a putea intra în atmosfera sărbătorilor de iarnă. Pe 16 septembrie 1957, la Câmpul Lung Moldovenesc, Anca Parghel a fost o îndrăgită cântăreață și profesoară de jazz. Artista a fost absolventă a Conservatorului de Muzică din Iași, predând în țară și după 1989 în străinătate. Vocea sa a fost comparată de critici cu cea a Mariei Callas și a Ella Fitzgerald. În decursul carierei a fost distinsă cu o serie de premii, printre acestea numărându-se premiul pentru întreaga activitate oferit de Romanian Music Awards, dar și premii pentru melodia Brasil, în colaborare cu Fly Project și Tom Boxer. De-a lungul carierei, Anca Parghel a cântat alături de muzicieni, nume mari ale jazzului, precum Johnny Răducanu, Mircea Tiberian, dar și cu celebrități din jazzul mondial, Billy Hart și Archie Shepp. Cântăreața s-a stins din viață pe 5 decembrie în 2008. Imagine Dragons este una dintre trupele fenomene ale momentului. Ajunge pentru prima dată în România, în ediția din 2023 a celui mai cunoscut festival de muzică de la Cluj. Trupa de pop-rock este una dintre cele mai iubite formații de pe întreg mapamondul. Recompensată cu un premiu Grammy, 10 premii Billboard Music Awards, 5 trofee Teen Choice Awards, trupa americană a inclus festivalul de la Cluj în turneul mondial din 2023. Primul single lansat de cei patru băieți a fost It's Time, urmat de albumul de debut Night Vision. Radioactive, singlul de promovare pentru acest material discografic, a dat dovadă de un succes incredibil. Așadar, la început de lună august anul viitor, ne întâlnim cu Imagine Dragons la Cluj. Hai codara, pic cu verde, invitație, vă invit pe toți la show de improvizație, cu toți oamenii mei de la truba Idiot, care n-au nicio regie, actorie, cu ce pot, vino dacă vrei, ei joacă ideea, vino singur să poți să vii cu femeia, o să vă despre scene idioti inteligenți, care o să vă facă să râdeți până nu o să mai puteți, mâna sus, până nasă, număr la 3, până cât, până la 3, uite bine să mă iei, asta e vorba lui Nașu, care ține în priză sala, că ridică sus tricou, Alexandru Petridala, oleu, mai e un greu, vine de nire de la ateneu, și treaba merge un să caut de pe ferie, când prea o video scena, îi face pe loc regie și eu. Suntem pe 13, pe tipul ăla de la chitară. Dau 2-4 acorduri de prinde de seară. Dacă-ți place cum sună și îți pare tare, ia telefonul, sună, fă-ți o rezervare la... Sună-l, sună-l pe Teodor Ivan, sună-l, sună-l pe Teodor Ivan. Invitațiilor mei de astăzi le place jocul și joaca, intră în scenă cu mintea liberă, fără replici pregătite în avans și foarte deschiși la sugestiile publicului. Mă bucur
bucur să stau de vorbă astăzi cu doi dintre membrii trupei de teatru Idiot, prima trupă de improvizație din Moldova și singura? Și cea mai bună. Deci pe cale de consecință și cea mai bună. Vă salut, dragilor, Teodor Ivan și Mitruț Peiu sau MP13. Salutări, salutări. Salutări, mulțumim de invitație. Înainte de toate, aș vrea să-mi spuneți ce înseamnă teatru de improvizație. E foarte simplu formatul. Sunt câteva jocuri de impro pregătite dinainte, adică făcute în ani de zile de, și încercate de, de tot felul de profesori care au studiat teatrul de improvizație, și pe baza acelor jocuri se iau temele din public, spectatorii vin cu sugestiile despre ce să se desfășoare următoarea scenă și actorii improvizează totul de la zero. În ce formulă sunteți acum? Componența trupei în momentul de față, deci Mitruț Peiu, Teodor Ivan, Ovidiu Ivan, Codrin Constantin Danilă și, bineînțeles, cel care a fondat trupa Idiot, Alexandru Claudiu Petrila. Noi, oamenii, de ce nu zburăm? Asta sună ca un caz pentru mine. Vă plătesc oricât. 6 litri de ulei și aveți și votul. Bun, mai luăm și asasin. Te simt cum mor după mine. Asasin, ai vrea să mergem la mine? Eu aș începe pentru că vreau să aflu câteva dintre melodiile pe care le ascultați voi așa ca trupa de teatru Idiot și aș începe cu următoarea întrebare. Dacă ar fi să-mi spuneți care e piesa reprezentativă pentru trupa Idiot sau ce înseamnă trupa Idiot printr-o piesă, cum ar suna? Cool and the Gang și Jungle Boogie. Foarte ritmată. E o melodie care are o energie extrem de faină și te încarcă așa cumva, parcă intru și mut munții. Pentru tine, Mitruț, ce înseamnă piesa asta? Pentru mine e o melodie care anunță că trebuie să mă apuc de treabă și să intru cu energie, la fel ca și Torul. Sunt aproape 12 ani petrecuți împreună, 12 ani de spectacole prin diverse locuri, localuri, baruri, prin țară. V-ați plimbat foarte mult în turnee. Și apropo de turnee, aș vrea să știu dacă aveți o piesă a voastră de turneu care sună. Mihaela Runceanu și Dar fi să vii. De ce această alegere? Pentru că e o melodie. Nu mi-aș fi imaginat 5 băieți care să cânte piesa asta. E și foarte greu să-ți imaginezi. Da, în schimb, dacă ai citit Muzicanții din Bremen, îți vine mult mai ușor să înțelegi cum am putea cânta noi cinci melodia asta. Nici nu mai știu exact cum a apărut melodia asta în viața trupei Idiot, dar ce-i drept, ne-am trezit că am cântat-o prin foarte multe turnee, fiecare cum a putut să o cânte. Cred că a pornit de la o treabă din asta. Ne așteptam să venim toți la ora exactă. A, și cineva a întârziat. Unii din noi nu venea și iată, te-ar fi să vii. V-ați mutat în diverse locuri, ați jucat, ați avut reprezentații în spații diferite și în orașe diferite. Nu v-a, nu știu, năzărit așa la un moment dat ideea că poate ar trebui să plecați din Iași, să mergeți în altă parte? Când am terminat facultatea, erau foarte mulți care ne spuneau că în Iași nu se întâmplă nimic, de ce să rămâneți în Iași? Voi trebuie să mergeți la București să faceți teatru, că sunteți tineri, talentați. Acolo se dă ora exactă, nu? Exact. Sunt acele expresii. Și faci, stai în Iași, n-ai ce să faci aici, ești idiot dacă să rămâi aici. Și am spus da.
hai să fim idioti și să rămânem aici și să facem și în Iași ceva. Pentru că dacă plecăm toți tinerii care am putea face ceva în orașul ăsta, păi nu s-ar mai întâmpla nimic. Și de aici încăpățânarea noastră de a rămâne în Iași și de a face ceva în Iași. Când spun Iași, la ce melodie vă gândiți? Haideți să ascultăm! O să ne ascundem de soare, sâmpem stărțile de culoare. Inima ta în mâna mea să o lași. Să dansăm pe trotuare, stelele sunt reflectoare. Mai luminează noaptea în Iași. Pam și noaptea în Iași. Ce frumos! Da, o melodie foarte frumoasă. Ar putea să devină așa un imn local. Da, eu sincer când am ascultat-o prima dată, când ne-a pus-o Cosmin și am ascultat-o, eram ferm convins că va deveni un soi de imn al Iașului, pentru că mi se pare că în melodia asta este cuprins foarte mult din spiritul orașului Iași. Și mai ales că apare și domnul primar în videoclip. Da, și nu sunt doar, multe personalități, sunteți și voi acolo. Apărăm și noi în videoclip. Păi acolo am vrut să ajung. Numai personalități. Am înțeles. Și un poet care păzește liniștea, ne face cu ochiul când îmi zâmbește așa. Vino să ne ascundem de soare, să umplem străzile de culoare, inima ta în mâna mea să o lași. Prin ce melodie ați defini relația voastră de cinci băieți, haiduceală, i-aș putea spune, iar melodia este... Cel mai bun tovarăș e doar fratele meu, pentru el îi dau viața înapoi lui Dumnezeu. Fiindcă sunt sigur că te face la fel pentru mine, unii nu mă înțeleg de cu ceea ce la sânge vine. Familia și unii nu înțeleg. De ce această alegere? Adică e aproape evident. Da, exact asta. Asta e o melodie care simbolizează cumva, din punctul meu de vedere, relația de frăție adevărată. Iar trupa Idiot n-avea nicio șansă să ajungă la aproape 12 ani de existență fără să fi avut în spate niște membri care să fie într-adevăr uniți ca o familie, care să fie într-adevăr ca niște frați. Mitruț, fii sincer, vă certați? Ne mai certăm. Ne mai și certăm. Mai ales de la faptul că, cum am spus și mai devreme, întârziem. Aha. Asta cred că e primul motiv de la care... De la fete nu vă mai certați că... La mine nu mai e cazul. Nici la Alexandru. Mai sunt și alții pe drum. Da. Da, dar... Na, nu ne certăm de la fete, că... Aveți multe fane, așa că... Și mai ales că dacă spuneam de relația de frăție, împărțim frățește. Bun, dragilor, ne apropiem de finalul ediției și pentru că suntem în ajun de Moș Nicolae, cine ar fi crezut că am să-mi petrec ajunul cu voi, ascultând La Familia și unii nu înțeleg. Vreau să-mi spuneți cum îl așteptați voi pe Moș Nicolae și aici aș vrea să ne jucăm puțin, să improvizăm. V-am scris câteva cuvinte pe o foaie, să știți că nu le-au văzut. Cadouri vrei să-mi dai, sper nu iau să nu ai, dar dacă o aduci nu-i bai. Moșule, ești tare bătrân, ascultă la mine un gând. Ești născut nu de azi, de ieri, trimite cadoul prin curier. Mulțumesc mult, băieți, pentru prezență. Să aveți o seară frumoasă, să vină Moș Nicolae la voi și să vă aducă și darurile pe care vi le doriți. Și vreau să-mi spuneți când aveți următorul spectacol. Hei, hey, ne facem de cap la Teatrul din Stejar luna asta. Pe 17. Pe 17 vom juca, vom avea show de impro cu Idiot. Dar în rest, cel mai simplu, lumea se intre să verifice pe pagina noastră și pe pagina trupei, dar și pe pagina Teatrului din Stejar.
pot vedea acolo tot programul de luna asta, spectacole pe care abia le-am scos, spectacole la care lucrăm și spectacole care se joacă cu succes de mai demult. Sună-l, sună-l pe Teodor Ivan! Profunzime, poezie și sunete așezate cu sens și mult rafinament. Dacă asculți cântecele compuse de trupa Byron, este imposibil să nu te regăsești măcar într-un vers. Știu că iar o să mă visez la noapte. N-am să fiu chiar eu, n-ai să te prind. Sărbătorește 15 ani de la lansarea albumului de debut, Forbidden Drama. Alături de mine e Dan Byron. Te salut, Dan! Bună! Și bine ai venit la Iași. Cum e revenirea ta aici? Și ce înseamnă orașul ăsta pentru tine, pentru voi? Bine v-am găsit! Iași este unul dintre orașele de bază din România, din punctul nostru de vedere. Adică avem mulți oameni care vin la concerte aici și ne place, dar n-am fost de mult. De când ați mai fost? Cred că ultimul concert ca lume a fost anul trecut. Deci e lumea dornică de voi și de concertul din seara. Și noi, îți dai seama. Spune-mi, ce înseamnă pentru voi ăștia 15 ani de la lansarea primului album? Și cum se simt? Știi cum e ciudat că când ai 20 de ani, ți se pare că 5 ani sunt foarte mulți ani, pentru că în urmă cu 5 ani aveai 15 ani. Și când aveam 15 ani, 15 ani nu mi se pare așa o sumă mare. Nu știu, mi se pare că le-am scos acum 2 ani așa. De la vârsta de 6 ani ești înconjurat de muzică și lucrezi în sensul frumos al cuvântului cu sunetele. În ce relație ești după atâta timp cu muzica? E ca și cum ar fi o parte din mine, adică nu văd cum aș putea altfel. E ca și aerul, nu știu. N-ai avut moment în care te-ai plictisit? Sau n-ai avut moment în care ai vrut să renunți? Apropo de încăpățânare? Am avut momente de slăbiciune, să zicem, dar muzica e atât de diversă și de bogată că atunci când te plictisești de ceva, poți să te apuci de altceva, știi? Și tot de muzică te apuci. Suntem doar spectacol. Dintre poveștile tale frumoase sau care a ajuns așa într-un fel la mine a fost cea în care te-a apucat să cânti pe stradă pentru că voiai să ai bani de buzunar. Ce-ai învățat din momentul ăla? Cred că și acum, dar mai ales pe vremea aia, asta s-a întâmplat undeva până în 1995, lumea se uita un pic condescendent la cântăreții de stradă, se uita ca la cerșetori. Și am avut și surprize foarte drăguțe, așa, cu vecini care au început să râdă de mine sau cu profesori care se uitau ciudat. Dar e o chestie cu care te obișnuiești. Probabil că relaxarea, lejeritatea cu care urc eu pe scenă acum se datorează cumva perioadei ălea. Sunteți fan Byron? Da. De cât timp? 4 ani. Cum i-ați descoperit? Pe YouTube. Melodia preferată? Râzi. Byron? Una dintre cele mai originale trupe din România, după părerea mea. Adică, dintre puținele trupe care mi se pare mie că chiar spun ceva. De câte ori ai văzut până acum în concert? O singură dată la mare, în Costinești, a fost foarte frumos. Și am zis că nu trebuie să ratezi ocazia. Și cum i-ai descoperit? Pe YouTube. Piesa preferată? Cu capul în ori. Ai fost și profesor de muzică, erai un pedagog bun?
Habar n-am, nu cred că eram un pedagog bun, eu nu știam ce fac. Încercam pur și simplu să las ceva în urmă, cumva. Adică încercam să-i fac pe copiii aia să, nu știu, să găsească ceva ce le place la muzică. Știi? Pentru că materia era imposibilă, așa ceva nu predai unui copil, pe bune. Și le aduceam casetofonul, le puneam tot felul de muzici, am venit cu chitară, le-am cântat. Și, nu știu, la un moment dat m-am trezit, de fapt, după mulți ani m-am trezit cu o... S-a întâmplat o fază, era un concert la Fabrica, în București. Un concert ăsta pentru o strângere de fonduri. Și organizatoarea concertului, erau mai multe trupe, și Vița de Vie, mai mulți. Și organizatoarea concertului ne-a pus în temă cu ce aveam de făcut în seara aia și nu știu ce. Și mi se părea foarte, foarte familiară. Și am întrebat-o după ce am stabilit ce aveam de stabilit, de unde ne știm. Și la care ea foarte lejer așa, a, păi mi-ai fost profesor. Exigent? Nu exigent, îți dai seama ce puteam să fac eu la muzică la școala generală. Adică îi mințeam că le dau 4 și le puneam 9. Adică ce puteam să fac? Mai bine te joci. Câteva întrebări pentru tine, Fulger, dacă vrei să-mi răspunzi. Para... Piesa preferată de la Michael Jackson. Smooth Criminal. Ultimul job în sensul de mers 8 ore la muncă. Niciodată n-am mers 8 ore pentru că am fost profesor și după aia, la un moment dat, m-am angajat la un casino. Dacă vine apocalipsa mâine, ce ți-ai dori să mănânci? Să mănânc? Niște paste bune. Recomandă-ne un film bun. The Lighthouse. E un film cu doi actori absolut brilliant, foarte, foarte mișto. Alb-negru, 4x3, deși e făcut destul de recent. Dacă ai un mesaj pentru telespectatorii noștri? Să vă trăiți fiecare clip așa cum ar trebui. Sper că ați învățat după ăștia 2 ani. Very first day and again to bury the dead like before then behave like nothing happened this is so insane this is so insane. Am ajuns la final. Să rămâneți sănătoși și voioși, să vă aducă Moș Nicolae ce vă doriți, dar și un strop de atenție pentru momentele alea care într-adevăr contează. La mulți ani și celor care își serbează ziua onomastică sau pe cea de naștere. Să fiți buni!